Noi metode de evaluare, vacanțe la mâna inspectorilor generali și mai puține testări scrise. Asta îi așteaptă pe elevii care se întorc de luni la școală. În timp ce ei se bucură că au scăpat de tezele semestriale, părinții spun că ar mai fi nevoie de programe de predare gândite pentru cei care învață mai greu. În schimb, Ministerul Educației promite sesiuni de evaluare individuale și sfaturi practice aplicate pe fiecare caz în parte. Cum va arăta noul an școlar, știe colegul nostru Radu Tiniță. Bună seara, Radu! Bună seara, Ana, bun găsit tuturor! Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, regulile se schimbă drastic. Profesorii, elevii și părinții trebuie să se adapteze noilor schimbări. Haideți să vedem cu ce se vor confrunta cei de mai sus. Anul școlar nu va mai fi împărțit în două semestre, ci în cinci module. Două dintre acestea vor fi stabilite de inspectoratele școlare în funcție de momentul în care vor să organizeze activități extrașcolare. Astfel, modulele 3 și 4 vor fi stabilite în funcție de nevoile fiecărui județ. Și profesorii au parte de noi directive. Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, vor avea o singură medie pe an, iar profesorii nu vor mai primi cadouri din partea părinților, dar nici nu vor mai putea fi obligați să organizeze tezele clasice. Dacă am vorbit de medii, trebuie să precizăm faptul că elevii vor avea parte de o singură medie anuală la fiecare materie. Aceștia vor avea cel puțin 3 note în plus față de numărul de ore alocat într-o săptămână. Se pare că elevii vor avea parte și de un nou mod relaxat pe realizarea unui plan de învățare, ceea ce înseamnă că în urma evaluărilor, profesorii vor trebui să poarte discuții de unul la unul pentru a-i ajuta pe elevi să învețe mai ușor în funcție de necesitățile fiecăruia. Haideți să vedem ce spun elevii, dar și cadrele didactice despre ce îi așteaptă din 5 septembrie. După 2 ani de pandemie, elevii se întorc într-un sistem de învățământ schimbat total. Sistemul de notare mie posibilitatea ca profesor să fac o eșalonare foarte clară și în favoarea elevului acestor perioade de evaluare. Pot să am, de exemplu, 3 valori scrise, să am o evaluare din zona oralului și o evaluare sumativă finală de tip portofoliu de evaluare, în care să văd toată activitatea elevului de-a lungul întregului an. Partea care, să spunem așa, ar putea da dificultăți ar fi planificarea evaluărilor de către toate cadrele didactice de la o clasă. Cei care se vor lovi de noile reguli sunt circumspecți privind noua metodă de evaluare, însă sunt fericiți pentru că au scăpat de teze. 9 note, ceea ce mi se pare foarte epuizant să dai 9 teste într-un an. Cum ți se pare aceste modificări? Destul de derutante. Mi se pare interesante, mi se pare că e o idee foarte bună pentru că o să avem mai mult timp să ne adunăm notele, nu o să fie toate adunate într-un semestru și nu o să fie foarte stresant pentru noi. E mai bine să nu dăm o singură teză din toată materia de pe un singur semestru, care este foarte multă, 3-4 capitole cel puțin. Și ne stresează foarte mult chestia asta pe noi, elevii. Totuși, părinții spun că, deși noua metodă de evaluare pare o variantă bună, atenția foarte mare ar trebui axată pe modul în care profesorii se vor raporta la această modalitate de interacțiune. E nevoie de o oglindă predare adaptat pe fiecare clasă și în funcție de fiecare elev. Și acolo unde, într-adevăr, avem elevi care nu reușesc să țină pasul, trebuie un program special pentru acei copii. Ministerul Educației a inclus în nou regulament o serie de sesiuni de evaluare individuală în care profesorii ar trebui să analizeze nivelul fiecărui elev. Însă asta ar însemna o obligație în plus pentru cadrele didactice.